Hei, sunt tuturor, eu sunt Ția. Și bine ați venit la Sims 4. Ei bine, îmi pare rău că am postat duminica trecută un episod în plus, doar că nu mai filmasem Far Sky, nu știu unde se crește și am zis, hai mă, două naibii, că tot am niște episoade de Sims 4 filmate și uploadate deja pe YouTube și am programat un episod de Sims 4. Acum, n-am mai jucat de foarte mult timp Sims 4 pentru că m-am jucat foarte mult la un moment dat, înainte să plec în străinătate și s-au strâns foarte multe episoade. Și n-am văzut rostul să mai filmez până când nu rămân fără episoade. Așa că acum o să filmăm din nou pentru acest episod. Nu mai țin minte aproape nimic din ce făcusem. Dar știu că acum am angajat-o pe Sia ca polițist, pe Jason ca om de știință și Travis ca asistentă. Vedeți? Sia este la muncă. Hai să mergem cu Sia. Știu că am zis eu în ultimul episod, stați că revin imediat, dar am tăiat fix acolo, nu mai știu exact de ce, când stați că revin imediat, dar după am oprit calculatorul, cred, așa mi-amintesc. Și da, azi am revenit cu stați că revin imediat. Deci, da. Hai mă să se încarci odată. Bun, am ajuns înapoi la stația de poliție, hai să vedem ce avem de făcut. Tu ce faci aici? Chat. Ce chat vorbești tu acolo? Ia-ți vedem ce... suntem ofițeri. Mi-amintesc că am avansat foarte rapid. Hai să facem add clues. Și hai, du-te repede. Dă-i pe repede înainte. Am făcut deja tot ce trebuia, dar nu strică încă puțină muncă, dacă tot suntem aici. A, deja i-am dat... deja i-am dat stay late. Dar lasă, asta e. Ok, du-te la analyze evidence. Evidence sample, du-te repede. Să mai punem clues. Add clues. Și take mug shots. Cine e aici? E ăla cu barbă. Ok, take mug shot, tu. Du-te repede și fă-i. Dacă tu ți stai încă acolo. The analysis has produced a useful clue about the crime. Bine. Păi, stai mă, ce face? Ai anulat? Frumos, îmi pare bine. E enervant așa când anulează, pur și simplu, doar că vor ei. E enervant, că e un bug sau ceva. Ia uite, vezi, vezi? Ia uite. Pe cât era pauza ca să nu mai stau mereu să dau cu click? Păi ok. Oh. Stai două secunde. Așa. Mai las scaunul mai pe spate. Prea pe spate. Gata. Gata. Ok. Păi, văd că nu ți-e lene să-i dai mag shot-ul ăsta. Du-te repede și dă-i. Sau stai și te uiți în gol? A, stai că nu poate. De aia, nu e bug. A, a, B, C, D. Ok. Mă face analyze evidence. Și am decis să iau... Fantastic job today, dar totuși am fost plătiți foarte urât. Da, mă rog. Așa e la început. Deci, ce voiam să spun acum, vreau să fac o schimbare. Am stat prea multe episoade fără să facem aproape nimic. Așa că vreau neapărat să mă mutați, așa că vreau să fac ceva. Control plus C, sau cum era? Cum... Aoleu, frate, acum stau să mă uit. Două secunde. Ok, am revenit. Am căutat pe net. Screenshot? Nu, asta voiam să fac. Ok, control plus shift plus C. Așa. Mother load. Ba, hai să ne băgăm bani, pentru că... stăm prea mult să facem rost de bani. Așa. Și ce vreau eu acum să facem? Așa, închidem asta. Ce vreau acum să facem este să ne punem o casă foarte șmecheră. Eu nu mi-am amintit dacă am mai pus sau nu o casă, dar hai să vedem. Ce mi-am salvat eu pe aici? Băi, chestia asta am salvat-o de pe telefon. Că știți că există o aplicație. Chestia asta este foarte tare, are 3 paturi. Problema este că eu nu am perfect PTO pentru că acolo nu scria. Ca niște deștepți ce sunt.
în aplicația aia, The Sims 4 Spa Day și Outdoor Retreat. Eu nu am niciuna dintre astea. Așa că, Fitbox. Asta nu cere nimic, doar că asta este gym. Deci nu ne ajută cu nimic. 3 Bedroom. Băi, văd că asta nu are nevoie de nimic. Și o să ne trebuiască mai puțin mai mulți bani, după cum vedeți aici, dar noi avem doar 173. Are 3 paturi și 2 băi. Uite, mi se pare că e tot ok. Oricum o să ne uităm des acum că folosim Motherload. Pe bune acum, să stăm foarte mult, foarte, foarte mult să Seven Go to Manage Worlds, să facem rost de bani. Hai mă să le dăm Motherload, să jucăm și noi mai repede, pentru că fac pariu că unii dintre voi s-au plictisit. Hai să ne mutăm în Newcrest. Aș vrea să facem un cartier aici. Asta e chestia aia pe care am cumpărat-o mai de mult, dar nu o vreau pe aceea. Sau un Oasis Springs, doar că nu se potrivește casa cu zona, așa că aici că ne mutăm în Willow Creek. Avem destul loc aici, ia să vedem. Pentru casa aia. Deci nu vă faceți griji, o să ne mutăm des. Și a fost un Freeman's Drop acolo. Hai mă. Gata. Ok. Hai mă, nu mai face lag. Ok. Care era casa aia superbă? Sau uite, asta e... What the fuck? Connect. Ok. Păi nu putem să o punem pe asta. Care era casa? Asta era. Așa. Furnished. Oh, stai, că este 30 pe 30. Deci nu avem loc aici. Manage Worlds. Stai, că avem aici mapa. Da. Se pare că mi-am pierdut conexiunea la internet, că mai împică câteodată netul, naiba știe de ce. Dar eu încă pot să mă joc, ceea ce e bine. 30 pe 20, 30 pe... Toate sunt 30 pe 20, what the fuck? Ok, Oasis Springs. Haide, un 30 pe 30. 40... Băi, dar nu se potrivește aici, în zona asta. Băi, Newcrest. Da, n-ai bine treabă. Ok, ne trebuie 30 pe 30. Nu vreau să fac risipă deloc dacă avem, uite, 50 pe 40. 30 pe 20. Asta e foarte mică. 40 pe 30, hai să o punem aici și, na, vedem noi. Oricum o să demolăm unele case care nu arată bine. O să ne punem noi casele acolo, casele șmechere. Și, da, okay. Mereu uit care e casa. Așa, hai să o punem. Furnished, evident. Ok, hai să vedem cum arată. Și de aproape, dacă nu arată bine, atunci o să luăm o altă casă. Păi, arată bine. Ia să vedem. Ups. A, uite, are și piscine, mai multe. Ok. Oh. Stai mă, ce am făcut? Acum stric tot. Bine, deci. Avem aici. Păi, ăsta este... Ăsta este parterul. Avem aici... un hol, intre aici în baie. Foarte mișto chestia asta. Dar nu o scot de aici. Așa. Aici avem bucătăria, dining room-ul, un piat pentru Sia, ceea ce e bine. Ups. Bă, eu stric aici totul acum. Ok. Stai să vedem ce avem aici. Aici avem un bar. Mamă, ce șmecher e aici. Foarte șmecher. Un TV foarte mișto, canapele șmechere. Bucătăria asta chiar arată bine. Hai să vedem și sus. Este o casă bunicică pentru noi deocamdată. Iute, avem și un ăsta de box. Hai că-l lăsăm aici. Ok. Asta probabil o să fie camera a iubitei lui Jason. Și asta o să fie camera mea și a lui Travis sau a lui Max sau cum îl chema pe ăla? Travis, da, așa îl chema. Mă rog, am și uitat. Și, oh, camera asta e foarte șmecheră. Dar e cam ghesuită. Ce naiba e chestia asta de a pus-o așa? Băi, asta e o cameră de artist. Oricum, până acum, având în vedere că suntem 3 și în casa asta intră 6, eu zic că e ok. Și arată bine casa. Și că o să ne mutăm aici. Așa.
manage worlds, manage worlds, save and go to manage worlds. Și o să o să îi luăm pe ăștia și să ne mutăm. Haide. Create an... Nu create, oh! Narskull? No. Exit create a new sim, doamne ferește. Așa. Change job tab. Nu. Așa, Willow Creek. Cred că trebuie să începem din nou jocul și să îi punem să se mute din telefon. Așa. Hai să ne mutăm repejor. Toată lumea e afară, naiba știe de ce, ăștia doi sunt în sunt în pijamale. Și acum ce o să facem noi? Move household. Hai repede. Dacă nu o să avem destui bani, o să dăm pe Motherload din nou. Ne mutăm în New Crest. Din păcate o să vin cam singurei. Bă, n-avem bani. Aoleo. Motherload. Așa. N-am dat bani. Tot, bă, ce-i asta? A, stai, nici nu merge. Bă. Stai abțin, trebuie să le dau de acolo, nu văd că aici nu merge. Două secunde. Stai că le mai dau o dată. Gata, acum ne putem muta. Așa. Travis. Da. Da, așa îți cheamă Travis, nu Max. M-am uitat la prea multe chestii cu Sims. Și era unul dintre caractere numit Max. Și de aia tot ziceam că e... Pe ăsta îl cheamă Max. Deci avem Sia, Jason și Travis. Așa. Acum ne putem muta în sfârșit. Avem banii. Și că o să ne luăm din banii rămași și un magazin. Bă, în sfârșit ne-am mutat. Asta e foarte, foarte bine. Mamă. Am lovit microfonul, what the fuck. Ok, deci este foarte bine. Familia Anastasia. Bun, păi, change outfit, schimbă-te și tu în altceva. Așa. Tu, Sia, schimbă-te și tu în hainele de zi de zi. Nu știu, mi se pare grasă. Deci trebuie neapărat să facem sport cu ea. Mereu mi se pare grasă. Da. Ok. Păi ia du-te tu și cântă la pian. Tu tu îți vei lua patul că unde care o fi. Ți-l iei păs. Nu. Ți-l iei pe ăsta. Claim. Ăsta e al tău de acum. Acquire the piano skill. Bun, tu ce faci, Travis? Unde ești? Da, hai să ducem și noi pereții, așa. Bun. Uite, avem și o chitară aici. Foarte frumos, pentru Sia. E perfect aici. Se aude și cum cântă Sia. Cum cântă, frate, cu un singur deget, așa. Aoleu, cântă oribil. Frățică. Bine, el s-a dus să se culce în camera asta în ghes. Uite, băi, eu cred că aș face camera asta altcumva. Aș face-o, de exemplu, camera copilului. Dacă o să avem vreodată un copil. Pentru că este... What the fuck, e prea înghesuită. Nu-mi place, e prea înghesuită. Așa că... Hai să mergem în build mode. Să vină toate chestiile astea. Cum l-am prins pe Travis. Așa. Vinem toate astea. Camera asta o să fie o cameră goală. O să o păstrăm așa deocamdată. Faunul tău e la maxim, n-ai nevoie de niciun lucru. Așa. Tai, Sia, tu ce faci? Tu cânti. Bun. Și asta o să se culce. Ăsta va fi patul lui, va fi camera lui. Deși comoda asta nu prea se potrivește. Așa. Oh, ia uite ce șmicher e... E... asta... Cada.
Ha, ce șmecheră e. Bine, el s-a culcat, așa. Tu, du-te și culcă-te aici. Lasă pianul, că încă nu te pricepi. Și după o să-i punem să vorbească între ei. What the fuck, ce e asta? Tut. Stai mă, nu po... What? What? Stai mă, what? Sleep. Du-te și dă-i sleep. What? Ah, chestia... Ok. Păi o să mutăm asta aici pentru că nu o lasă. E făcută destul de prost casa asta. Probabil o să ne mutăm curând și de aici. Dar asta nu este o problemă pentru că putem folosi Mother Load. Eu jucam până acum fără Mother Load pentru că ziceam, hai să nu trișăm. Dar, na. Până la urmă, bă, nu mai dormi. Nu ai de voie dormit. Așa. Ia du-te tu și mănâncă ceva. Grab a serving. Foarte mișto casa asta, e așa, îmi place galbenul ăsta, e foarte șmecher, cum e făcut toată casa, galben și negru. Hai să vedem ce avem în frigider. Ia să vedem ce frigider avem noi. Am dat-o invers, wow, am dat invers camera. Ok. Știi ce vreau eu să fac? Vreau să schimb coșul ăsta de gunoi cu un coș. Uite, uitați cum. Trash. Așa. Și uite ăsta, ăsta îți dă bani. Adică cât de epic poate fi. Dar de ce nu pot să-l pun așa? N-are loc de... What? N-are loc de frigider sau... Na, nu știu. Ciudat. Îl vom pune, uite, aici. Și stă foarte bine. Nu stă bine aici. Nu stă bine aici. Mai mutăm puțin, uite, așa. Și chestia asta, dacă pui în farfurie, de exemplu, murdare, îți dă bani. Ceea ce este absolut genială. Mi se pare genială ideea. Bă, tu ai dormit destul, du-te la baie. Așa. Și tu ai dormit destul, du-te la baie. Tu ești confident. Tu, care erau skill-urile tale? Nu relațiile. Painting, program... Du-te și tu și programează ceva. Că n-ai mai făcut asta de mult, că până la urmă ăsta era jobul tău înainte. Program. Practice programming. Fă doar așa. Să mai înveți, să mai faci chestii. Ce zice? Hug. Ah, ca doi frați. Ah, oleu, oleu, oleu. Hai să vedem. Writing. Băi, Ana a mai scris de mult. De foarte mult. Ce e asta? Sad. Tu te și vorbește cu el. Complain about problems. Tu te repede și vorbește cu el. Și. Știți ce vreau eu să fac? Știți ce vreau? Uite ce vreau eu să fac. Cu Sia. Take a selfie. Oh, aleu. Oh, what the fuck? Am făcut-o așa urâtă? Ce față are, doamne. Oh, ok. Hai să-i punem și filtre. Bine, nu așa. Să punem niște filtre. Nu așa, doamne. Să vedem dacă câștigăm niște bani din asta. Ia. Add to memories. Memoriile... Sia just added a photo to her memories. Camera controls. Memories. Nu screenshot, doi. Ah, asta... Memory. Ok. Wow, ce poză bună! Wow! Oh, aleu, cea mai proastă poză, what the fuck. Hai să mergem cu Sia din nou la muncă.
Și mâine o să mergem cu Jason, pentru că el este om de știință. Și acum, ce vreau eu să fac, este să merg la magazin, cred. O să mergem la magazin, să cumpărăm un magazin. Și așa, ce avem aici? Pot să vând asta? Nu pot. Pot să vând asta, dar nu vreau, n-am nevoie. Așa, ce faci, măi, Sia? Ok, stai, ce faci? Chat, niciun chat. Ah, avem calculatură aici. Ok. Cross-reference database. Așa. Exercise for 1 hour. Workout. Du-te și dă un workout. După o să vii jos și mai pui încă un clou. Așa, faci și tu sport din greu. O oră. Că, na. Wow, mama cât i-a dat. Wow. Asta e chiar tare. Dar lasă sportul. Gata, du-te repede și fă acolo. Așa. Băi, Sia, n-am mai scris de mult. Asta nu e bine. Trebuie să... nici n-am mai scris, nici n-am mai pictat, nici nu m-am mai cântat așa de mult. Ok. Ce vreau eu acum să fac? Hai să mai facem o chestie ușoară. Bă, da, niciun calculator nu e liber. Browse police database. Du-te repede. Analyze evidence. Te fă-l pe ăsta. Și după îi vom da APB. Issue APB. Așa. Du-te repede și dă-i analyze. Și stai, nu o să-i dăm acum. Să vedem ce ne mai spune după asta. Așa. Hai să o luăm ușor. Analysis failed. Ok. Ok, cross police reference, blah 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 blah. Crime scene photo. Așa. Bă, mă întreb cât m-am jucat oare. Analyze evidence. Din nou. Și după ce terminăm cu Sia, cred că o să încheiem episodul aici. Dar mă bucur foarte mult că ne-am mutat, pentru că ne trebuia o casă nouă. Casa aia chiar nu mai îmi plăcea așa de mult. Și am putea folosi casa aia, de exemplu, când o să se facă mari copiii, îi putem muta acolo. E bine, cred că am reușit să facem ceva și fără să să mergem în patrulă. Și vedem noi ce mai facem, pentru că văd că aproape am terminat și abia ce a durat o oră să facem tot. Rodolfo? What? Îl chema Rodolfo pe ăla? Ok. Așa. Clasă din nou? Ok. Ok, boss. Ok. Pac. Așa. Ce mai avem de făcut? Add clues to the crime map. Bine, mai punem niște clues. E foarte bine să ai foarte multe indicii, pentru că așa îl prinzi mai ușor. Ia să vedem. Știu că îl găsești în notebook sau ceva. Unde-i notebook-ul? Bă, take a photo. Ok, hai să facem poză, ăsta. Ok. Mai punem niște clues. Așa. Chiar dacă am făcut tot ce trebuia, acum am, na. Take a police report from a civilian. Păi uite, avem aici niște civili. Și o să mergem mâine la APB, doar că după asta vom încheia episodul aici. What? 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 Așa. Take police report. Ok, get criminal's fingerprints. Felix Starnes. What the fuck, ce nume? Felix Starnes. Haide, vino qua. Dar bine că stai așa și te uiți. Foarte frumos. E bine. Păi da, sper că v-a plăcut acest episod din Sims 4. Nu uitați să vă abonați la canal pentru mai multe videoclipuri din Sims 4 și din alte serii pe care le voi face acum sau în viitor. Eu am fost Ia, v-am pupat, pa, pa.